Așa arătau programele televiziunii române după 1985. Erau doar 2 ore de emisie și acelea despre Nicolae Ceaușescu. Este de neînchipuit așa ceva astăzi, când avem sute de canale TV și tot ce ne trebuie pe internet. A fost o perioadă când programul televiziunii române s-a redus la 2 ore pe zi. Atunci am auzit de la Tudor Vornicu că am început să realizăm serialul Bezna. Iar când nu era serialul Bezna, se difuza veșnic un serial cu ce făcea sau spunea Nicolae Ceaușescu. Erau 2 ore de emisie și orele de emisie nu erau ocupate. Păi nu mai lucra nimeni în televiziune, nu eram decât noi. Atât. Una era pe ecran și alta era ce gândeau și ce simțeau oameni. Toți, cel puțin noi cei de la știri și de la știri externe, aveam o mare insatisfacție, pentru că practic nu puteam să veneam cam de pomană la serviciu. De la extern erau 3-4 minute maxim de așa zise știri, din care un minut era despre o carte, o nouă carte publicată nu știu unde, despre gândirea și realizările. Sigur că în anii 84, 85, 86 Ceaușescu a abuzat de acest mijloc de informare și l-a denaturat de maniera în care în ultimii ani erau numai 2 ore de program, dintre care 50 de minute cu Seara Jurnal cu Ceaușescu, 10 minute emisiune cu despre Cox și încă 50 de minute program cu despre Ceaușescu. Dar aia nu e televiziunea română, aia este un matir. Televiziunea română era un matir atunci. Decizia de a reduce programul televiziunii nu a fost primită fără o revoltă, una care pe jurnalista Constanța Ciocan a costat-o locul de muncă. N-am avut de lucru și am făcut un studiu împreună cu băieții de la Tehnic, în care am încercat să demonstrez că este fals motivul pentru care ținem doar 2 ore, că se prezenta că trebuie să facem economie la energie. Ori lucrurile nu erau așa, că dacă se aduna toată familia în jurul unui televizor, era mai mic consum decât dacă stătea fiecare într-o altă cameră și ținea un bec aprins. Și copiii învățau pe stradă să zică dobrovece, pentru că oricum toată lumea se uita la bulgari. Și atunci, în urma acestui studiu, am cam încurcat-o. Și am încurcat așa de bine, încât activitatea mea din televiziune s-a sfârșit. Din 1988, programul TVR1 mai primește o a treia oră de emisie pe zi. TVR2 nu mai emitea din 1985. O perioadă neagră pentru toată lumea. Galantare goale, calorifere reci, televizoare închise. O perioadă care a cerut o revoluție. Una care a adus înapoi și emisia întreagă a televiziunii române.